Cei care s-au născut în Zodia Scorpionului vor avea între 25 și 26 mai dimineața o surpriză casnică domestică asupra căreia n-aș insista prea mult. Ea poate să fie de natură tehnică, poate să fie o chestiune relațională, poate să fie o chestiune care să privească statutul unei case, un aspect locativ, funciar, patrimonial, gospodăresc de inventar, de funcționalitate, etc. Între 26 mai după ora 9 dimineața și 28 mai după ora 21.30 se pune problema unei deschideri afective către mai multe domenii. Dorința de a iubi și de a fi iubit. Dorința și putința de a-și exprima sentimentele dorința de a da curs unor idealuri, unor năzuințe într-un plan artistic, creativ, interpretativ, care să le pună în valoare niște însușiri sau chiar niște ani de pregătire. Dorința cuiva de a se stabiliza afectiv sau, dacă e vorba de persoane singure încă, de a-și găsi o pereche. Toate acestea, mai beneficiază și de contribuția pe care o introduce sensul vieții și Marte, care transitează racul. Și în felul acesta avem de a face cu mai multe rânduri de trigoane, aspecte armonice, care pot să le dea celor născuți în scorpion destul de multă apă la moară, în așa fel încât ei să se simtă destul de bine. Parcă un pic rupți de latura practică a vieții, de exercițiul cotidian al muncii. Poate că uneori sarcinile de serviciu nu li se mai par chiar atât de obositoare și enervante și o serie de persoane parcă brusc sunt mai drăguțe sau mai suportabile. De fapt, ei devin mai accesibili, mai concesivi, mai detașați și mai înțelepți între 28 mai după ora 21:30 și 31 mai dimineața posibile tulburări la nivel cerebral sau la nivelul funcțiilor care privesc văzul, auzul, gustul, simțurile, vorbirea și întrucât gândirea. Aici e oarecare precipitare, rost de enervare, de ambalare, de exagerare, de subiectivism, de comportament pătimaș, de intoleranță, de unde până mai ieri, cu două, trei zile înainte, erau numai lapte și miere, acum se produce o răsturnare, sunt mai cuplați la viața de fiecare zi și mai dornici să elimine o serie de aspecte care îi deranjează, să se rezolve și asta, și asta, și asta, ca și cum ar vrea să facă ordine și curățenie în jur. Dar totul vine ca un fel de răspuns, ca un ecou în viața concretă a ceea ce se petrece în lăuntru, în sine și la nivelul activității cerebrale care e răscolită. Deci posibile insomnii, dureri de cap, tulburări de vedere, unii pot să facă uh, mici pusee de hipertensiune, alții să se confrunte cu o agitație inexplicabilă, altfel decât organică, și care se poate trata cu ceai, cu răbdare, cu informare corectă asupra stării lor trupești, cu înțelegerea acestor reacții și fenomene pentru a nu le da frâu și curs liber, adică să nu se lase ei conduși de enervare, să nu se lase coordonați de mânie și împinși de tot felul de stări de spirit într-o viață concretă practică, mai ales la locul de muncă. Începând cu 31 mai dimineața, după ora 9, posibile întâlniri cu scop partenerial, discuții, posibilitatea de a cădea la pace, de a ajunge la un aspect de cooperare, la consolidare, la punerea bazelor, a temeliei, cum vreți să-i spuneți, în tot ceea ce presupune cooperare. Întâlniri și atașamente mai puțin obișnuite, cam neașteptate, adică la asta nu se aștepta. Iată, până și acela a venit, sau iată ce transformare. Nu bănuiam că se poate ajunge aici. Nu încercați să căutați prea mult. Explicațiile acestor transformări ale alților. Încercați să vedeți în ce măsură întreaga lor structură și conduită este corectă. Vin cu gânduri bune sau nu. Mai departe, este prematur și inutil să vă chinuiți. Dacă într-adevăr de acea persoană aveți nevoie într-un proiect și sunteți convinși că este un om sincer, și nu este trimis infiltrat cu ada de topor, atunci este un bun câștigat. Doar că din punct de vedere astral, eu nu văd ticăloșia foarte tare pe hartă. Nu o exclud, dar n -n, nici pe departe ea nu dă nota dominantă sau suficient de puternică încât eu să vă atrag atenția și să vă spun, vedeți că sunteți uh, torpilat uh, din afară. Deocamdată nu văd acest lucru. Întregul context în aceeași notă pe care am descris-o până acum este valabil și pentru relațiile conjugale, mai ales pentru cei care au trecut prin conflicte, s-au certat, s-au supărat, acum se împacă și după o împăcare așa de formă cât de cât, încearcă să și pună bazele acestei noi etape post-furtună. Ce a spus unul, ce a spus altul, câtă dreptate are, unde a greșit fiecare. În dorința de a consolida această căsătorie, drumul în doi instituții în sine și inițiativa împăcării sau cedarea va fi iarăși surprinzătoare în nota în care adineauri vorbim despre surprize în plan partenerial la alt nivel, afaceri, cooperare, acum putem vorbi și la nivel conjugal. Nu se știe. Cel care a fost cel mai tare și mai rezistent și mai vehement, iată, face stânga împrejur și vrea împăcare, și vrea tandrețe, și vrea calm, și vrea ciorbă caldă și plimbări în parc. Ce poate fi mai frumos. În Draga săptămână, se pot manifesta una, două sau mai multe întâlniri și dialoguri, ori schimburi de documente, privitoare la un dosar, la o chestiune materială, financiară, funciară, poate chiar testamentară, discuțiile sunt cam multe, pe gustul meu, din punct de, ast din punct de vedere astral, se vorbește puțin cam prea pe tema asta, se argumentează, se contraargumentează, se explică, se cer hârtii, se trimi hârtii, se complică lucrurile, cred că ar putea să evolueze un pic mai limpede, mai, mai scuturat de atâta tevatură verbală. Dacă însă este vorba de acte, documente, ștampile, aprobări, adeverințe, dai ce face, ăsta e drumul hârtiilor, asta e soarta dosarului, va trebui să alerge pentru a le obține și să se și enerveze pentru a le obține și în sfârșit tot întreaga săptămână rămâne varabil un aspect care îi face pe unii să nu cedeze niște convingeri, ba chiar să se întărească în așa fel încât Bun, cei din afară nu-și vor da seama, este o chestiune pe care ei înșiși o pot constata sau pot să-și dea seama că este adevărată dacă aud această informație mea, acest preaviz. Dacă se întâmplă la un moment dat, să se mire ei înșiși cât de tare se înverșunează pe o problemă, să înțeleagă faptul că intervine foarte puternic, un context astral motivant, real. Doar că e prea multă patimă, este prea mult consum, ard prea mult, prea multă energie, chiar dacă au dreptate, chiar dacă au justificare, chiar dacă tot asta vor face, este o dedicare trup și suflet uriașe pentru niște cauze care ar putea fi tratate poate cu mai multă răceală, cu mai multă indiferență și de conservare a propriei lor minți și a propriului lor suflet.